Fuck you! A început cu lasagna mea. 24 mâini. 32.887. Înainte eram normal. Fuck you! Fuck you! Fuck you! După lasagna, a urmat salata. Asta înseamnă fericirea. 24 mâini. Am auzit-o de 32.887 de ori. Înainte eram normal. Acum deschid uși. Bună ziua! Bine ați venit la Radio Charlo. Proaste de soasă! Proaste de soasă! Eu nu sunt o proastă de soasă! Eu? Eu sunt o rândunică? Spuneți-i poștașului, casinilor și vecinilor, spuneți-le curierilor, pietonilor și părinților, dar mai ales, spuneți la televizor, eu nu sunt o broască tristoasă. Eu? Eu sunt o rândunică. Mă rog! Am fost dată afară de la fosta mea școală. Pentru că am lovit-o pe profesoara mea de engleză. Mi-a zis, today we learn. Singurele două cuvinte pe care trebuia să le știu în engleză, le știam deja. Fuck you! Today we learn. La noua mea școală, trebuie să mă duc la psiholog de două ori pe săptămână. Spune, ce simți? Tatăl meu o urăște pe mama mea. Mama mea îl urăște pe tatăl meu. Iar eu îi urăsc pe amândoi. Pot să plec! Mi-a propus să țin un jurnal pentru a scrie în el toată mânia mea. La următoarele întâlniri, i-aș putea ști fragmente din el în loc să-i răspund la întrebări. Toată lumea s-a sărutat deja. Toată lumea în afară de mine. Am întrebat-o pe mama mea dacă crede că o să am o blondă într-o zi. În viață există două categorii de băieți. Băieți frumoși și băieți inteligenți. Tu faci parte din a doua categorie. L-am întrebat și pe tatăl meu dacă crede că o să am o blondă într-o zi. Nu-ți bate capul cu asta, băiete. Mai bine, tu de gazonul. Am crezut mult timp că fetele erau alergice la mine. Dar într-o zi am înțeles. Nu erau alergice. Pur și simplu nu erau interesate. Deschid o ușă. Sunt pe vârful unui munte, în cea mai caldă zi de vară. Fac paeri miere. Multe fete în bikini. Fetele îmi scandează numele. François! 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 Îmi dau jos costumul de baie. Ele aplaudă. Deschid o ușă. Sunt în mijlocul unei păduri. Copacii nu au scoarță, doar piele. Pielea lor este netedă, fierbinte, vie. Deschid o ușă. Sunt un bisturiu. Sunt nominalizat la premiul Nobel pentru țâțe mari și buze cărnoase. Câștig! Omenirea îmi scandează numele. François! 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 Deschid o ușă. Sunt în camera de spital a bunicii mele. Toate ușile au dispărut. ~32.887. De câte ori mi s-a spus că sunt grasă. Le-am notat într-un carnețel. De fapt, în 16 carnețele. Grasă puțită, grasă de spălată. Grasă infectă. Grasă grăboloasă. Grasă ordinară. Grasă urâtă. Grasă cu spume.
mai sunt și grasele cu animale. Balenă grasă. Vacă grasă. Plouă grasă. Și combinațiile cum ar fi. Ai o ușa câte o ușa. Ai venit rostogolindu-te la școală. Lăsați-o, lăsați-o. Ia un bac două locuri de parcare. Am rămas spre benzină. Începem să o colesc. O fiptere să-l cap eu când ar vine asta. Lasă, lasă, cu strata să urcă pe cântar și arată ce ne pe. Și desigur, cele două mențiuni speciale. Ești atât de grasă că transpiri pe aleză, mă de două! Chiloții tăi sunt sacoșe de Kaufland! 32.887 sunt doar insultele altora. Când mă făceam eu însumi grasă, nu am făcut X în carnețelele mele. M-ar fi costat prea multe creioane. În seara aceea, pregătisem de toate. Bruschete, salată de creveți cu avocado, lasagna cu trei formagi, spumă de ciocolată, toate însuțite de o sticlă de vin roșu bun. Ne-am așezat. Cum a fost ziua ta? Denin! Toată lumea de la birou mă enervează. Vreau niște vin! Wow! Ce seară frumoasă în perspectivă! Am luat o gură de lasagna. Și nu avea același gust ca de obicei. Se pare cumva că lasagna are un gust ciudat? Lasagna n-are gust ciudat. Lumea de la birou este ciudată. Mai vreau niște vin. Vin. Cu siguranță v-a ajutat să-ți pară gustul. Și vinul meu avea gust de... Am zis să încerc și salata. Și salata mea avea gust de... Nisip. M-am spălat pe dinți. Gust de nisip. M-am clătit cu apă de gură. Gust de nisip. De atunci, tot ce mănânc are gust de nisip. Mă bucurasem prea repede. Jurnalul nu era o idee bună. Ce era să scriu într-un jurnal? Dragă jurnal, de căcat. Astăzi, toți adulții sunt de căcat. La revedere. Ce să zic? În schimb, am început să desenez. Cred că uneori e mai ușor de zis fără cuvinte. Uitându-mă la desenele mele, mi-am dat seama că nu de un jurnal aveam nevoie, ci de un tatuaj. Peste o oră eram la tatuator. Vreau asta, pe burta mea. Acum! Ai programare? Nu. Părinții te știu? Nu. Acționezi impulsiv? Întotdeauna. Ia loc. Am văzut un cuplu mergând pe stradă. Purtau amândoi o singură pereche de mănuși. Tipul pe cea din stânga, iar tipa pe cea din dreapta. La cealaltă mână nu aveau nevoie de mănuși. Se țineau de mâini. Mi-am spus că asta înseamnă fericirea și am vrut să gust și eu. Masca de mnubică mi-a căzut toată, la alimentară. Nimeni nu știa că sunt acolo, până când mi-a căzut masca. Am auzit. Ia e broască testoasă, o recunosc. Și apoi, toată lumea s-a întors spre mine. Aveam în cap doar două lucruri. Să plătesc și să plec. Am întins banii. Prefer să-mi pierd slujba decât să te servesc. Și apoi, ce m-a aplaudat? Nu am spus nimic. Nu am strigat și nu am plâns. Eu am plecat. Știu că în locul lor și eu aș fi făcut același lucru. Bună ziua! Uitați venit la Radio Charlotte. După două săptămâni de prânz cu nisip, gustare cu nisip și cină cu nisip, m-am hotărât să mă duc la doctor. Ce te aduce la mine? Tot ce mănânc are gust de nisip. De cât timp? De două săptămâni. Pe o scară de la 1 la 5, 1 fiind deloc și 5 foarte puternic, cum ai evaluat gradul tău de împlinire sentimentală? 3. Gradul tău de împlinire profesională? 3. Gradul tău de împlinire personală? 3.
Și gradul tău de întâlnire generală? 1. Da, corpul tău încearcă să-ți spună ceva. Sugestia mea, începe prin a face un bilanț al vieții. Următorul? Un bilanț al vieții? Nu am o viață, deci nu va fi complicat. După 32.887 de X, am găsit o soluție la problema mea de grăsată. Și nu, nu era anorexia, bulimia, speed, cocaina sau gimnastica. Cu atât mai puțin dietele. Le-am încercat pe toate. Nu funcționează. Am început să slăbesc uitându-mă la televizor. Ironic, nu? Schimbând canalele, am dat peste un program despre paraziți. Au găsit o tenet de 1 metri în stomacul meu. 8 metri. De aceea nu puteam opri din slăbit. Viermele mânca tot în locul meu. Asta era! Aveam nevoie de niște viermi. Am luat o friptură și am lăsat-o la soare timp de 3 zile. În plin iulie. Când m-am întors, era albă și mișca singură. Am mâncat-o pe toată. A doua zi am început să slăbesc. Sunt în camera de spital a bunicii mele. Toate ușile au dispărut. Bunica mea doarme. Ca de obicei. Aud o voce. Ai vodka? Pe patul de lângă bunica mea există o altă bunică. Ai vodka? Găsește-mi niște vodka. Îi spun că nu am vârsta legală pentru a cumpăra alcool. La vârsta ta, dacă vrei vodka, găsești vodka. Păstrează restul. Mă hotără să o ajut. Nu ar fi trebuit. Deschid o ușă. Locuiesc într-un muzeu. Am 3 soții, 15 copii, 6 pisici și un gat. Vizitatorii muzeului îmi scandează numele. François! 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 Ne fac poze. Familia mea și cu mine suntem uniți. Fericiți. Normal. Deschid o ușă. Sunt în camera de spital a bunicii mele. Cu o sticlă de vodka în mână. Du-te, dracu! Du-te tu, dracu! Ba, du-te tu! Da, du-te tu! Du-te, dracu! Du-te, fă, dracu! Pentru prima oară în viața mea, am făcut tot ce mi s-a zis. Am schimbat bandajele la ore fixe, am pus cremă și am evitat contactul cu soarele. 2 săptămâni mai târziu, eram gata de marea dezvelire. Am intrat în bucătărie, m-am uitat la tatăl meu, m-am uitat la mama mea, apoi le-am arătat tatuajul. De ce ai făcut asta? Lasă-o în pace, cel puțin are pe cer. Nu am vorbit cu tine, fia-ți cafeaua. Tatuajul e mai frumos decât vergeturile tale. Tu te-ai uitat la tine, ai bemut păr pe bun decât pe care. Da, mă la bun! Mă bemută, stai, încerc! Du-te, dracu! Du-te, dracu! O dimineață ca oricare alta. Când am ajuns la psiholog, am zis: vrei să știi ce cred eu despre școală, despre familie, despre sfârșitul iubirii și despre viața general? Uite, asta cred! Cred că singurul mod de supraviețui este să fii mai întunecat decât ceea ce te înconjoară. Așa, nimeni nu te observă. De aceea, mi-am tatuat o panteră. Mă bucur că te-ai explicat, Caterina. Acum, dă-te jos de pe biroul meu. În ziua aceea, mi-am ridicat tricoul de atâtea ori că nici nu trebuia să-mi pun unul. M-am simțit bine, puternică și chiar periculoasă. Proastă testoasă! Proastă testoasă! Proastă testoasă! Iar nu sunt o proastă testoasă! Testoasele? Nasc la marginea apei. Unde? Unde copiilor? Au o șansă din două! Da! O șansă din două! De a fi mâncat în prădători. Și apoi? Și apoi pleacă! De parcă ceea ce urmează să se întâmple cu copiilor va fi important.
Eu nu sunt așa! Eu? Eu sunt o lindunică. Eu construiesc cuiburi. Și cuiburile mele sunt frumoase, solide, sigure. Sunt o mamă bună. Întrebați-l pe soțul meu, pe ceilalți doi copii și pe oricine mă cunoaște. Și această întâmplare la 2014 nu este vina mea. Spuneți-mi că nu e vina mea! Bună ziua! Bine ați venit! Aici, Radio Charlot. Viața mea s-a schimbat. S-a schimbat în ziua în care am decis să fac singur o plimbare. Dar fără mânuși. Și fără o mână în mâna mea. 5 lei pentru pipelul de bebeluș de cămilă care stă la soare. 5 lei pentru veston verde de val aproape bun. 5 lei pentru pachet de cărți cu femei goale. Am ajuns în fața unui târg de pichituri. 5 lei pentru pipelul de bebeluș de cămilă care stă la soare. 5 lei pentru veston verde de val aproape bun. 5 lei pentru pachet de cărți cu femei goale. Interesant, dar sigur existau câteva cărți. Pe când mă pregăteam să plec, am văzut atârnând între un dulap și un scaun vechi soluția la toate problemele mele cu fetele. Era exact ceea ce aveam nevoie. Și costa doar 5 lei. Am plătit, apoi am început imediat să elaborez un plan de atac. Sunt în camera de spital a bunicii mele, cu o sticlă de vodcă în mână. Îi dau sticla doamnei. Mă întreabă dacă vreau să beau. Nu. Dacă vrei mai bine să vorbești cu bunica ta? Bunica mea... Doamne, ca de obicei, mă hotărăsc să beau ceva. Henriet, numele ei este Henriet. Are 77 de ani. Orange vodka ulei nu au deloc gust de suc de portocale. Îmi propune să jucăm dame. După două pahare spun, de ce nu? După primul joc îmi spun, e haios, Henriet. După două jocuri îmi spun, e frumoasă, Henriet. După trei jocuri îmi spun, e grozavă, Henriet. Are 77 de ani, dar nu în ochi. Mă uit la mâinile ei, la părul ei, la buzele ei și o ia la fugă. Revenirea la școală după ce am slăbit toată vara a fost ca și când aș fi pus piciorul pe o nouă planetă. Grasă puțită! Grasă proastă! Grasă zăvăloasă! Deveniseră... Wow! Oh my God! Hai, mami! Am primit multe complimente frumoase. Ești foarte sexy. Ce faci în seara asta? Ești o femeie adevărată, man. Dacă te atingi de jucul meu, mă spar! Să-ți stă bine așa frumoasă. Am cunoscut mulți oameni. Salut! Eu sunt Tomas. Eu sunt Matei. Ștefan. Denis. Dar preferatele mele vor rămâne întotdeauna. Nici nu te-am recunoscut. Și... Vrei să ne opunem? Am stabilit un nou sistem de calcul. De fiecare dată când cineva îmi spunea că sunt frumoasă, ștergeam un X. Când ne sărutam, ștergeam 10. Și când făceam sex, ștergeam 100. 150 dacă făceam culmina aprinsă. Am numit asta arta de a pune un X, X, X pe trecut. De fiecare dată când cineva mă atingea, simțeam că mă vindec. A început să-mi placă. Am început să mă vindec de multe, multe. Multe ori pe săptămână. Mi-a scăpat ceva. Ceva ce nu am văzut. Dar ce? Da! Copilul meu vorbea din ce mai puțin. Și da! Petrecea tot mai mult
Și au scăpat cu bine. Radio Charlot. Mi-am început bilanțul în timpul prezentărilor orale ale elevilor mei. Deja, prima mea greșeală fusese evidentă. M-a făcut de profesoară. Ba mai rău, profesoară de franceză. Trebuie să fii idiot. Nu-mi place nici mai din sarcinile mele. Prezentările orale, de exemplu. De 15 ani fac aceleași subiecte. Pro. Sau contra drogurilor ușoare. Pro. Sau contra antidepresivelor. Pro. Sau contra eutanasiei. Nu este complicat. După 30 de prezentări, sunt pro toate trei. Și mai nervoase decât prezentările orale, sunt dictările. Scoateți o foaie de hârtie. Scrieți. Leonie Mojasson Maynard. Leonie Mojasson Maynard. Acum faci intenționat. Leonie Monja. Și când nu dau dictări, trebuie să le corectez. În caramel nu sunt doi râuri. Caramel nu începe cu capa. Nu există niciun i în caramel. Cineva, tinerii din ziua de azi sunt prea ocupați să-și dea mesaje pentru a mai învăța să scrie. Și de când reforma, trebuie să fac studii individuale pe elevii mei. Un coșmar. François, îți place școala? Nu. Ai vrut să o viață? Nu. Ești sigur? Catrina, o să mă lovești dacă spun caramel nu începe cu capa. Depinde pe ce tot mi-o spui. Catrina, caramel nu începe cu capa. Da, cu ce începe? Cu C. C precum carieră. Schimbare de carieră. Da, eu am înțeles. Tu? Jay, ai multe probleme cu participul trecut. Știu. Nu e problema. În prezent, particip mult. Și des. Și foarte, foarte bine. Bravo. Bertie, nu am nimic de comentat. Ești cel mai bun din clasă. Știu. Asta e și problema mea. Dar vă rezolvați. Charles? Ne-au telefonat la școală pentru a ne spune despre absența lui Charles. Le-am promis că vom vorbi cu el. Dar asta nu era totul. Nu erau numai absențele. Cu o săptămână înainte, Charles se împuiasă în sala din care se transmitea radio-ul școlii. Știți la fel de bine ca și mine cât de pasionat este fiul dumneavoastră de radio-ul școlii. Dar totuși, nu ar trebui să exagereze. Am spus da, da, știu. Dar nu știam! Nu știam nimic! Charles nu menționează nimic despre radio-ul școlii. Cu atât mai puțin că o facea de 4 ani. În cuibul meu, era un străin. Un șal pe care nu-l cunoșteam. L-am întrebat despre radio-ul școlii. El a spus pur și simplu, muzica îmi face bine, mamă. Bine, 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 la ce? Iar eu nu am răspuns. Bună ziua, bine ați venit. Aici, Radio Charlot. Marțea următoare, mi-am pus planul în acțiune. M-am dus undeva unde nu mă cunoștea nimeni. Am filat strategic colțurile străzilor, mi-am pus ochelarii și am scos soluția. Da. Cum te cheamă? Veronic. Ești drăguță să mă ajut, Veronic. Mersi. Uite-te pe unde mergi! Scuze! Vrei să te ajut? Da? Ok!
Va dura ceva timp. Nu pot merge repede. Ok! Simțeam că plutesc. Nu eram încă la mozol, dar mă apropiam. Planul meu era genial. Sau cel puțin asta am crezut. Până cel mai rău lucru care mi se putea întâmpla, s-a întâmplat. M-am trezit cu o persoană pe care o cunoșteam. Și era fata care îi lovește pe profesor. Bă, morbule, unde te duci? Nu te-a colegat, nici pe acolo, de drăgească. Bă, ți se pare că semăn cu o panteră? Știu că ești cior. Dar mă întrebam dacă în vocea mea sau în brațul tău ai simțit ceva dintr-o panteră. Ce dracu, dar nu ești mult. Viața nu te-a prea cruzat. Te întreb pentru că mi-am tatuat o panteră și aș vrea să se observe chiar și fără să se vadă. Pune mâna! Pune mâna! Simți? Pe partea stângă e spitalul, iar pe dreapta un pat. Mult noroc! Păi! E frumos în tunelul pe care-l vezi. Și al meu. M-am înscris la un curs de dans Madison. Îmi place Madison-ul. Îmi place să fiu în linie cu ceilalți. Toată lumea se mișcă la același timp. Împreună. Oamenii. Și știu unde merg oamenii. Sunt aici cu tine. Lângă tine. Nu strigă, nu sunt rău și nu mor. Ei dansează. Am în cap o imagine care pregătește o carte caldă. E pentru Charles. Iar el e în fața televizorului. E în pijama. Și mă întreabă dacă e gata. Iar eu spun... Da, e gata. Și văd să vin. Acesta e șoarul pe care l-am cunoscut eu. Da, acesta e șoarul pe care l-am cunoscut eu. Nu sunt eu. Nu, nu pot fi eu. Iar cum? Dar următoarea zi încă mă gândesc la ea. Și a doua zi. După 3 zile trebuie să știu. Mă întorc, fără bucă. Ea este aici. Henriette este aici. Trebuie să plec. Dar îmi face sens să mă apropii. Și înaintez. Până la patul ei. Bolnavul sunt eu. Cel care trebuie vindecat. Îmi pun mâna peste mâna ei, îi simt pielea, rece, subțire, ridată. Niciodată nu m-am simțit așa curios. Vreau să aflu totul despre ea, să văd totul, să simt totul. Deschid o ușă. Văd sexologi, urologi, psihologi, îmi scandează numele. Perversule, perversule, perversule! Îmi blochează drumul, vor să facă teste pe mine. Să-mi deschidă mintea, să-mi deschidă inima, să-mi deschidă penisul. Deschid o ușă. Sunt o fereastră. Secretul meu stă la lumina zilei. Toată lumea vorbește despre mine. Despre
problema mea, despre plăcerea mea. Mă arată cu degetul. Deschid o ușă, văd un stetoscop. Deschid o ușă, văd un microscop. Deschid o ușă, ho, ho, ho! Ce face în fapt? Moșă, cum vrea! Oh, ia zic-o la moșă, vrei ceva de Crăciun? Să fiu normal. Normal, auzi acolo. Normal este un termen pe care mi-a inventat psihologii să aibă un servici. Revino-ți! Da, ți se pare că sunt normal? Bă, omule, eu sunt aici să dăruiesc, nu să te judec. Este cel mai rău lucru din lume, să ne urâm pentru că ai iubit. Într-un astfel de momente, nu este nimic care să-ți facă bine. Bă, tu știi exact ce-ți face bine, fix asta e și problema. Ia amintește-ți când i-ai atins mâna, cât de cald ți-a fost. Putem vorbi despre altceva? Desigur. Doamnelor și domnilor, știați că ne defecăm 5 tone de căcat pe an? Franța! Mă, ce zici tu pentru Henret? Înseamnă să fiu până după aia trece. E bine să te bucuri de viață cât timp ai. Nu, nu se face. Ai dreptate. Ea oricum moare 6 luni și nu vrei să fii singur în următorii 60 de ani. Chiar o să moară în 6 luni? Bă, știu ce înseamnă de Crăciun, omule. Un sfat. Vei spune cine e de acolo. Mâine vine să vorbească cu tine. Profite de ocazie pentru a fi normal. Bă, și dacă nu merge, ia asta. Vei deschide uși cum n-ai mai deschis niciodată. Oh, oh, oh! La cine am decis să vorbesc cu Mark despre bilanțul meu? Sunt obosită, Mark. Da, da, da. Ce noroc că nu lucrez la birou. Nu mai place nimic. Exact, calmă de la birou. Nu mă asculți. Cred că dau în depresie. Denise, ăsta e rezultatul. Dacă lucrezi la birou. Taci, odată cu biroul tău! Asta crezi că cel mai rău lucru din lume este să lucrezi în aer climatizat? Tu chiar nu ești normal? Știi ce e mai rău decât să lucrezi într-un birou? Să fiu un căcat de profesor de franceză. Asta e mai rău. Stau toată ziua înconjurată de adolescenți. Adolescenți, la naiba! Asta e insuportabil! Jumătate dintre ei arată ca niște retardați și cealaltă jumătate vorbesc ca niște retardați. Ai idei câte tâmpeni au în fiecare zi. Și problema nu este doar că le lipsesc inteligența, politețea, curiozitatea sau învăța. Nu. Problema este că put. Și când put, au bube pe față. M-am supărat să văd coșul. Pune-ți o cremă, sparge-le, dar fă ceva cu ele! De ce nu vii să lucrezi la birou? M-am aruncat în fața televizorului. Cu o pungă de chips usărată în mână. Aveau gust de nisip și nu-mi păsa. Credeam că televizorul mă va ajuta. Eroare. Uitați-mi cât de tâmpite pot să fie reclamele. Nu, nu trebuie să văd un curs care poartă un pantor ca să-mi doresc să-mi cumpăr unul. Și nici nu trebuie să văd umbrele de soare și valuri ca să-mi dau seama că vreau... Asta era. În gura mea nu era gust de nisip. Era gust de vacanță. Și atunci am luat o hotărâre. Aveam de gând să plec într-o excursie. Doar eu, rucsacul meu, aventura și viața. În următoarea dimineață, m-am trezit cu două lucruri pe care nu le mai avusesem de foarte mult timp. Energie și un coș. Dar eu merg în vacanță, eu merg în vacanță. Am oprit toate ceasurile din casă la 2:13. Știu că asta nu poate schimba nimic. Dar îmi amintesc de când aveam pe copilul meu. Și ceilalți mei lor. Ora 6:25. Mă trezesc. Sunt prea agitat ca să mai adorm. Îmi aleg cu atenție hainele. Mă pierdem. Îmi pun gel. Mama îmi spune, wow, ce frumos e. Îi spun, da, știu. Ora 7:05.
Mă trezesc brusc. Simt că ceva nu e de obicei. Aprind lumina, mă uit la burta mea. Și tip. Pe burta mea nu mai era o panteră. Era un căcat de floare. Eu, ca tine am de roșinerii mei, am dat și o floare pe burtă. În ziua aceea, mi-am pus un tricou, un plovăr și o haină. Ora 9, sala profesorală. Mă întâlnesc cu directorul. Îi spun că aș vrea să vorbesc cu el la finalul orei. Mă întreabă despre ce este vorba. Îi spun că este vorba despre coșul meu. Ora 10:15. Am păstrat ANF-ul. Mai am 10 X-uri de șters ca să-mi ating targetul pe săptămâna asta. Un mozol și o rezol. Văd un tip de la ora de franceză. Pornesc spre el. Ora 10:15. La prânz, trag un fum. 2, 3. O tipă bine spre mine. Hei, François! Da, tu cine ești? Jay, suntem împreună la franceză. Nu erai grasă mai de mult. Mai mult! Acum sunt frumoasă. Pot să gust și eu? Dar nu mult, am nevoie. E tare. Așa trebuie. Ce ai de ei? Nu. Dar mi-ar plăcea. Ești îndrăgostit, nu-i așa? Te rog ca un tip care își înșală prietena. Vrei jumătate? Ce e aia? Nu știu. Moș Crăciun mi-a dat-o. Vieri! Ce? Zici că ai plin de viermi în gură și în saliva ta! Ora 10:25. Mă refugiez în baia fetelor. Soluția mea îmi iese pe gură! Grasă! Proastă! Grasă! Urâtă! Balenă grasă! Ora 12:05. Mă uit la macarana mea. Ora 12:06. Macarana se uită la mine. Ora 12:07. Nu știu ce fac cu ea în față, pentru că nu-mi e foame. Dar sunt cu macarana mea. Vreau să o duc la film. Să o prezint părinților mei. Sunt îndrăgostit. Am dreptul. Peste tot vă duș. Dar nu le deschid. Vreau să rămân cu macarona mea. Ora 1:17. O văd. E la dulapul ei. Ora 1:17. Mi-e cald. Transpir. Mi-e scârbă. Văd un muric care vine spre mine. Ar face bine să nu-mi vorbească. Nu se cald. Nu, lasă-mă în pace. Mie mi-ar fi cald. Ți-am zis. Lasă-mă în pace. Spun asta pentru că port mult mai puține haine decât tine și nu tot mi-e cald. Nu știu dacă și ție ți se întâmplă, dar uneori când sunt puțin nervos încep să vorbesc repede și spun... Hai, trei secunde este cald înainte să te lovesc. Unu. Ești drăguț, dacă mă avertizezi. Doi. Deja doi, wow, de ce repede. Trei. Ce? Este un torbă de care le-a ajutat ieri. Nu știu că teoretic ar trebui să spun nevăzător. Dar, oricum, eu spun. Spun asta pentru că mi-a plăcut să trec strada. Mi-ar fi plăcut să fie mai multe benzi. Sau să fi fost autostradă. Dar am primit la două benzi. Așa că nu a durat mult. Dar a durat destul pentru că eu să simt ceva. Și poate și tu. Te prevăd că ești orb? De ce?
Ai fi traversat strada cu mine dacă nu era mort. Dacă te rog ceva, o să râzi. Mă teme prea mult de consecințe. Wow! O glumea muscipula! Ce? O glumea muscipula! Este o plantă carnivoră. Nu e o floare. Nu! Această plantă este un prădător! E adevărat de muștele și faianjenii, dar chiar există un fond că mănâncă pui de rozătoare. De ce periculoasă? Oh, da! Este King Kong-ul plantelor! Dar de ce ți-ai schimbat tatuajul? Dar nu l-am schimbat eu. Când m-am rugat ca să era o panteră și când m-am trezit era o floare. Tu ce crezi? De ce? Asta înseamnă că nu ești făcută pentru întuneric. Ești făcută pentru soare. Prea simplu. Uneori, lucrurile simple sunt bune. Nu crezi? Ești o plăteamă nară care merită să fie singură. Asta vrei să auzi? Da. Ei bine, întreabă pe altcineva. Eu nu-ți vei spune niciodată asta. Asta nu înseamnă că te iubesc sau că ai dreptul să vorbești cu mine în public. Înseamnă doar că sunt fericită să întâlnesc pe cineva mai distrus decât mine. Să te prefaci că ești orb. Chiar așa? Știam că nu e o panteră. Ora 29 minute. Deja mă văd la soare. Nisipul nu mai este în gura mea. Este sub picioarele mele. Zâmbesc către fiecare elev care intră în clasă. Până la urmă, adolescenții nu sunt chiar așa de răi. Trebuie doar să știi că scap de ei ca să-i apreciezi. Radio Charlotte. Ora 2:10. Intru în clasă. Mă așez. Proba îmi zâmbește. De când zâmbește asta? Radio. Ora 2:11. Mă așez în banca mea. Mă uit la Catrina. Vreau să ne cumpăr o pereche de mănuși. Cea din dreapta pentru mine și stânga pentru ea. Și o să mergem la plimbare. Pe furtună. Ora 2:12. Mă așez în banca mea. Iau o decizie. După curs, mă voi duce la profesoară. Am să-i cer ajutorul. Dar nu cu participile trecute. Ora 2:13. Mă așez în banca mea și mă gândesc la macaroana mea și mă topesc ca mozzarella. Numele meu este François Gratinat. Nimeni nu mă poate opri să iubesc. On my face, you are watching now the devil.